Am investit peste 3,5 miliarde de euro, investiție directă în economia românească, investiție făcută în rețelele Orange mobile și fixe. Asta a condus, așa cum spuneam, la o rezistență dovedită de rețele în fața acestui test de stres, dacă vreți, din perioada lockdown-ului și în același timp a condus la o ușurință, o tranziție foarte ușoară a angajaților și a business-urilor către munca de acasă și către desfășurarea activității online. Tehnologia a jucat un rol important în a oferi soluții de colaborare într-un mediu online, mediu digital, dar foarte important să ofere un acces securizat la resursele companiei. România are o capacitate impresionantă în ceea ce privește expertiza în domeniul securității cibernetice pe care o poate oferi.